fi invitată astăzi aici cu reprezentanții presei și candidații noștri pentru a participa la evenimentul devenit deja un obicei de a prezenta candidatul de primar de Consiliul Județean. Astăzi, din partea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, ne-am onorat cu prezența doamna Elena Sava, căruia o să-i dăm cuvântul după ce prezentăm echipa de candidați. Aș vrea să spun din capul locului că după evenimentele pe care le-am avut de trăit cu toții și eu în mod personal, am reușit după o muncă asiduă să depunem liste în principalele localități ale județului Bacău, să depunem candidat la președinția Consiliului Județean și listă completă, să depunem candidat de primar și listă completă în municipiul Reșințe de Județe. Dacă lucrurile sunt mulțumitoare pentru noi, sunt având în vedere elementul de timp, adică timpul în care am reușit să facem acest lucru. Evident că nu peste tot am găsit soluții, dar chiar și în această situație noi ne propunem să accesăm în Consiliul Județean și o prezență de cel puțin doi consilieri în toate localitățile unde am depus liste de candidat de primar și de consilieri. Am să dau citire candidaților de primari care i-am prezentat și care au depus liste complete în localitățile din județ, unde am reușit lucrul ăsta, și într-un final o să prezentăm candidatul de primar la municipiul Reșințe de Județ și candidatul la președinția Consiliului Județean. Dacă îmi dați voi, am să încerc să deschid lista cu domnul Daniel Surugiu, domnul Daniel Surugiu, candidatul. Hai, Daniel! Hai, așa, de acolo, măi. Domnul Daniel Surugiu este candidatul nostru la primăria Livez. Da, mă rog, ați schimbat, mulțumesc pentru corecție, chiar și în ultima clipă, dacă se face, e binevenit. Este președintele organizației, candidatul de primar este Dan Costia. Comuna în care Alianța Liberalilor și Democraților își propune să câștige primarul. Daniel, Dani, vă urez succes. Trebuie depus o muncă formidabilă. Știți foarte bine cum am trecut campania din 2016 și am fel la convingere că după întărirea organizației locale vom avea un lucru greu de spus și în această competiție și 100%, adică un procent destul de mare. Sperăm noi, conducerea Reșințeană, să câștigați din noi. Încă o dată succes tuturor și să desfășurați o campanie electorală, așa cum am făcut-o întotdeauna, cu bun simț, cu lipsa răspunsurilor la provocări, vânzare sau de nivel. Am făcut succes și tot ce vă doriți. De asemenea, în ordinea pe care o am aici, vă informăm că în localitatea Cleja candidează pentru Alianța Liberalilor și Democraților doamna Angela Leghe de prezența aici. Vă mulțumim, doamnă, pentru că ați avut curajul să intrați într-o competiție atât de dură, într-o localitate destul de dificilă.
dificil de câștigat, dar speranța noastră se leagă și în această localitate de câștigarea funcției de primar. Știu că ați făcut o listă destul de bine acoperită pe toate secțiile de votare din localitate și sperăm să fim acolo unde este loc. Aveți destulă experiență ca să, într-adevăr, să aveți un cuvânt de spus și să câștigați în final. Și noi vă mulțumim pentru curajul care l-ați avut și vă doresc succes. De asemenea, în localitatea Târgu Troduș, doamna viceprimar Lenuța Postolache, n-a ajuns. La Parincea, colegul nostru de ani de zile, viceprimarul Iulian Bibiri, care, an de rândul, a avut o activitate susținută, era mai tot timpul la Bacov, a avut un proiect de hotărâre, anumite probleme legate de finanțarea proiectelor locale, motiv pentru care și aici ne batem pentru primăria localității. Iulian, îți doresc succes și felicitări că ați depus o listă completă și o să avem și reprezentanții secțiilor de votare. Mulțumesc tare mult și încă o dată succes. O surpriză plăcută, dar mult așteptată de noi, este legată de candidatura domnului colonel în rezervă Ion Mihalache la localitatea Cruci. Domnul colonel, bine ați venit în echipa noastră. Vă felicit că ați reușit într-un timp atât de scurt să faceți, să întocmiți o listă completă și să acoperiți secțiile de votare din localitate. Ne batem pentru primărie, putem să-l învingem pe Fănică Cosma acolo, nimeni nu este de neînvins, iar dumneavoastră sunteți omul potrivit pentru așa ceva. Vă doresc succes și toate cele bune. La domnul Păstică Trăisaru este candidatul nostru la Comuna Stovăra, aici de față. Domnul Trăisaru este un om cu mare experiență politică și administrativă. A fost și primar al localității și știm cu toții cât de insistent, cât de aliniat, cât de ordonat este în a face un lucru de la cap la coadă. Domnul Trăisaru, felicit că ați reușit să faceți listă completă, să păstrați prezența în secțiile de votare, în vederea desfășurării unui scrutin fără evenimente și cu rezultat foarte bun pentru echipa dumneavoastră. De asemenea, în localitatea Secuieni, avem pe doamna Iorica Glod, aici de față, da? Doamna Glod, probabil ați văzut că partidul nostru, filiala noastră, femeile au o pondere destul de ridicată în nivelul de reprezentare și participarea la decizia la nivel județean. Și vă felicit că și pe dumneavoastră, ca și pe alte femei care au curajul să intre într-o bătălie atât de dură, într-un moment atât de dificil. Vă felicit că ați făcut lista completă și vă doresc succes. Obiectivul nostru, vreau să-l păstrați și dumneavoastră, sunteți nouă la noi, minim 2 consilieri locali. Da? Vă mulțumesc. Nu pot să nu remarc faptul că la Vodovești, unde lupta este extrem de dură, candidații primari sunt oameni cu experiență în administrație, deci nu pot să nu remarc tenacitatea domnului general Vasile Florea, general de armată, în rezervă, e adevărat, și pe a cărui contribuție contăm în mod deosebit, pentru că dumnealui are un program electoral foarte bine pus la punct și tot la fel, într-o perioadă foarte, foarte scurtă, a acoperit absolut lista de consilieri local și în toate secțiile de votare. Domnul general, succes! Vă mulțumesc! Sunteți vechi membru al nostru și sperăm ca de data asta să avem un rezultat mai bun. Da. Toate cele bune și să constatăm că am dublat numărul de consilieri acolo.
De asemenea, o surpriză plăcută pentru noi, într-o localitate cu istoric, politic, destul de, așa, destul de tipărat de-a lungul timpului, ca să-i spun așa, este vorba despre Sascut. Doamna Vlaga Sita este deschide lista de consilieri la Sascut, unde sperăm să scoatem un rezultat bun, 2-3 consilieri, și să avem, într-adevăr, acces la decizia administrativă acolo, unde este, într-adevăr, mai greu de câștigat, dar nu imposibil. Vă doresc succes și vă felicit pentru faptul că ați ales să candidați pentru asta. De asemenea, doamna Gabriela Tocilă este candidatul nostru. Am văzut că aici este candidatul nostru, văd că n-a ajuns, este candidatul nostru la Comuna Solonțe, unde și acolo păstrăm foarte bune șanse de reprezentare în Consiliul Local. La Comuna Căiuți, la Căiuți, avem pe domnul Ion Mărcuț, aici un vechi colaborator de-al nostru, care s-a reîntors în țară. Noi mizăm acolo să reușim la primărie. Are o echipă foarte bună de consilieri, o putere extraordinară de muncă. Este o persoană reprezentativă în Căiuți și de aceea și speranțele noastre se leagă de câștigarea primăriei. Succes mult! Campanie, după 30 de ani ar fi campanie ușoară și să dea Dumnezeu. Numai roșu, roșu, mai fi și albastru. Da. Mulțumesc! De asemenea, la Filipești avem un vechi consilier colaborator de noastră, pe domnul Ioan Diaconescu. Ioan, am zis bine. Da. Da. Domnul Ioan Diaconescu, care, fiind de atâția ani în politică, ne dă speranțe mult mai mari, deși acolo am avut primar care a ales altă fază politică. Domnul Diaconescu va conduce filiala și va deschide lista. Cred că va reuși să îndeplinească obiectivul minimal al ministrului de Justiție, atunci de Consiliu. Succes! Mulțumesc! Și de Dumnezeu să reușești. De asemenea, am un alt candidat al nostru pe care mizăm și ne batem la primărie, este Vasilică Gheorghești din Comuna Pâncești. Vasilică este aici. Vasilică, reprezentăm preții și colegilor noștri din județ, pentru că nu toți vă cunoaște, nu cu altul timp a fost foarte mișor. Vă doresc succes, este o luptă foarte grea. Noi mai reușit odată să îți impui mare parte din componenții echipei. Cred că vei reuși de data asta. Bătălia la primărie știi foarte bine că e foarte greu. Vă doresc succes și pentru orice problemă legată de desfășurarea campaniei, ne găsiți la sediul partidului și cu mult succes, doamne ajută! De asemenea, la Luizii Călugăra, avem aici președintele de organizație Ana Piercău și candidatul de primar n-a ajuns astăzi. Doamna Piercău deschide lista la Luizii Călugăra și sperăm și acolo să ne îndeplinim cu brio obiectivul minim. Domnul Vasile Soare este candidatul nostru de primar. E un coleg mai nou de-al nostru, a venit în echipa noastră, îl felicităm și îi dorim mult succes. Ați venit într-o echipă sudată, deși în ultimele luni, în prima jumătate a anului, am avut niște pierderi. Ați venit într-o echipă sudată care a rămas unită, deși alții puseseră de fiertul la clubului. M-am întors, iacă am refăcut echipa, iacă intrăm în campanie cu toate forțele ca să câștigăm primăria la parada. Să avem în vedere tare ce oameni punem în secțiile de votare, pentru că acolo, de multe ori, la câteva voturi, se hotărăște soarta unei comunități. Încă o dată, bine ai venit în echipa noastră și mult succes! Și felicit pe domnul
președintele de organizație care a făcut toate demersurile pentru a asigura o listă compactă și puternică la parat. Un vechi coleg de-al nostru, de la Roșilor, domnul Matei Petru, pentru Matei, colegul nostru de 12 ani, 16 ani, este candidatul nostru în Comuna Roșilor, are o experiență politică destulă, cât să dea și la alții mai noi, și sperăm și la dânsul într-un rezultat remarcabil, care să asigure prezența noastră cât mai consistentă în Consiliul Local. Cred că un succes și îți mulțumesc că ai rămas același om constant, nu cu variații de plăceri și speculații de orice tot genul politice la nivel local, că știu că toată a fost ofertată peste tot. Mulțumesc că ai rămas în timpul noastră și îți dorim un succes. Lângă domnul Matei este domnul Ion Munteanu, care este candidatul nostru la Zlănic Moldova. Domnul Ion Munteanu, știți, are o notorietate profesională de invidiat la nivelul local acolo și sperăm ca în urma acestor alegeri și în urma unei construcții a unei liste complete și destul de puternice să mărim nivelul de reprezentativitate a dumneavoastră și a echipei local de la Atlântic. Mult succes! Sper să Dumnezeu să reușim. De asemenea, în aceeași linie, tot am început cu orașele, prezentăm candidatul de la Ponești, domnul Ion Sozoei, viceprimar în funcție. Viceprimarul în funcție este coleg de-al nostru de câțiva ani. Eu nu sperăm ca exercițiul tău administrativ să fie completat cu un succes politic în sensul reprezentării ALDE în Consiliul Municipal Ponești, cu mai mulți consilieri decât au avut. Mult succes și să dea Dumnezeu să reușești. De asemenea, în comuna a venit și candidatul nostru, că întâi am prezentat comunele de la Plăcescu, domnul Isidor Gudeau, aici, dacă nu te-am văzut, îmi cer scuze. Domnul Isidor Gudeau este colegul nostru de câteva vreme. Nicolae Plăcescu este o comună foarte mare, greu de câștigat, dar nu imposibil. Experiența dumneavoastră în politică, spațiul social al Nicolae Băcescu, îmi dă speranțe să cred că ne vom păstra reprezentarea Consiliului Local, chiar dacă consilierii noștri au, cei care au fost vechi, au plecat la partid, mă rog, libertatea de a-și alege drumul politic, o are fiecare. Dar, încă o dată, succes și pentru orice lămurire și ajutor din partea filialei, oricând sediul nostru este deschis. De asemenea, lângă noi, astăzi au onorat invitația și colegul nostru de la Bucuș, Cristian Corocaru, care este un vechi coleg de-al nostru. Prezență de care ne legăm la Bucuș de o reprezentare mult mai puternică acolo. Bătălia va fi foarte dură în competiția pentru primari și sperăm să obținem un număr de consilieri mai confortabil decât i-am avut. De ce nu să câștigăm și primăria? Orice competiție știm când începe, nu știm rezultatul unei competiții, dar trebuie să sperăm că o să avem un cuvânt greu de spus și o să ne batem de la egal la egal cu marile partide de la Bucuș. Mult succes și felicitări pentru modul cum ai reușit să readuci și să unești oamenii și să întărești filiala la Bucuș. Doamne ajută! Colegul nostru, Ilie Lang, este candidatul nostru în orașul Dărmănești. Este un vechi colaborator de-al nostru, este din echipa veche a
Partidului Alianța Liberală și Democraților, unul dintre cei mai vechi membri ai acestei formațiuni. Eu îl felicit public pentru curajul de a lua taulă de coarne și a încerca să refacă la Dărmănești echipa ALDE. Tocmai din simplu motiv că ne dorim în continuare să avem reprezentare la, în Consiliul Local al orașului Dărmănești. Mult succes, Ilie, și să sperăm că ne vom păstra reprezentarea, dacă nu la nivelul celălalt, cel puțin 2-3 consilieri să-i facă. Mulțumesc tare mult și te felicit pentru curajul de a intra în această competiție. Un alt coleg al nostru care și-a asumat o mare răspundere într-o bătălie la fel de cruntă este și domnul Iulian Fenea, candidatul nostru în municipiul Moinești. Acolo unde știți foarte bine, organizația a ales al domnului politic și Iulian a avut de asemenea un curaj extraordinar și are un curaj extraordinar de a reface structura politică a echipei noastre de la Moinești. Și acolo speranțele noastre se leagă de reprezentarea la nivelul municipiului Moinești cu 2-3 consilieri, dar nu chiar bine, pentru că lucrurile se mai schimbă în politică, nu sunt definitive. Știm cu toți cei care avem experiență politică faptul că în politică nimic nu este definitiv și niciodată să nu spui niciodată. Iulian, te felicit pentru că ai avut curaj să intri în abordezi o astfel de campanie electorală într-o perioadă atât de grea pentru politică. Doresc succes și da, bine. Pe un, tot în între timp au mai venit doi colegi de-ai noștri și am să-i prezint, deși pe domnul Andrieș, pentru domnul Andrieș a venit primul aici, îmi cer scuze, Miriță. Domnul Mihai Andrieș este colegul nostru de foarte multă vreme, este consilierul parlamentului la Podul Turcului și este candidatul nostru la Podul Turcului, Mihai Andrieș. I-ai succes. Te felicit în toate că ai rămas alături de echipă și că ai reconstruit acolo filiala. Mult succes și stăm la dispoziție pentru orice problemă de natură electorală pe care o să o ai. E adevărat, ești mai departe, dar ne găsim loc telefonic să comunicăm și să rezolvăm problemele. Alături de noi a venit și domnul Tocilă Florin, candidatul nostru de la Crelești, la Slău. Florini, unde ești, Florini? Este? Da. Este un coleg de-al nostru mai nou, mai nou în echipa ALDE Bacău și și-a asumat răspunderea la candidat într-o comună destul de dificilă, cu primar mai bine acoperit de anumite realizări administrative. Florine, știi ce ai de făcut? Obiectivul minimal de a reuși să intri în Consiliul Local, unde îl păstrăm pentru toate localitățile și chiar dacă nu am început. De asemenea, avem alături de noi și pe reprezentantul nostru de la Faraon. Da. Domnul Pătraș, vechi coleg de-al nostru din vechea structura PC-ului, de data asta sperăm să luăm mai mulți consilieri, dar și glasul ALDE să audă în Consiliul Local de la mult succes și fiind mai aproape de acum, nu fac probleme că dacă apar chestiuni care este unde rămâite, ne veți găsi, ne veți găsi la serviciu foarte bine. Dacă mi-a scăpat pe cineva din localitățile județului și din orașe, nu mai e nimeni, n-am o venit. Doamna Televini, de la
Stănișești este candidatul nostru pentru acest, pentru alegerile din 27. Este o femeie foarte, foarte energică și sper că vom intra, ne vom păstra prezența în Consiliul Local, dacă mai mult consilieri. Forța noastră acolo s-a dublat, s-a triplat. Dacă ne batem la primărie, avem speranță să scoatem mai mult consilieri. Dar vă felicit și pe dumneavoastră de structurare, dacă încă o femeie care intră într-o competiție politică destul de dură și sperăm să ne îndeplinim obiectivul de reprezentare în Consiliul Local. Mulțumesc la rezultatul oameni și oricând orice problemă la nivelul comunii de organizare a campaniei în comun, găsiți la sediul unde găsiți. Mai avem un. De asemenea, avem pe față cu noi, și domnul Lopez de la Lutas, care este candidatul nostru pentru primărie. Felicitări, domnule, e un băiat mai tânăr, de forță, iată că echipa se întinerește și foarte politică. Știu că ați făcut acolo o listă de studiu de compactă. O să aveți, comuna este una, se pare că se trece sau mușcă sate. Este foarte împânzită, răschirată. Nu e ușor să duci o campanie electorală în rechitoasă. Pentru că acolo, în începutul carierei mele politice, l-am scos primar, l-am scos, l-am ajutat și împreună cu domnul Gabi Țelimă, am câștigat primăria Rechitoasă. Să dea Dumnezeu să reușim să... Domnul de la... Avem lângă noi venit și domnul Timaru de la Cotrol, care este candidatul nostru de la, pentru primăria de la Cotrol. Așa că l-am avut o candidată. Până domnul Timaru are făcut-o din PNI și a reușit să prezinte o listă completă și vis-a-vis de noua echipă pe care trebuie să o a reușit într-un timp foarte scurt, cum spuneam, să o, să o construiască, ne păstrăm prezența în Consiliul Local al Comunei Pârjor. Mulțumesc tare mult și mult, mult succes. Între timp, vom veni și domnului Bosganian, prezent aici, dânsul o să aibă la sfârșit. Dânsul este vicepreședinte al Partidului Alianței Liberalilor Democraților la nivel central, reprezintă conducerea centrală a partidului. Ne bucurăm că a ajuns să fie prezent printre noi. Continui lista cu prezentarea candidatului de primar din municipiul Bacău. Este vorba de nimeni altul decât domnul Costică Scripăț, Constantin Scripăț, viceprimar în funcție, un om pe care îl cunosc de multă vreme și vă rog să mă credeți că rar am văzut în cariera mea politică destul de longevivă, de 30 de ani, din 20 decembrie 1989, un om cu atâta tenacitate și cu atâta dorință de a rezolva o problemă. Foarte rar am văzut în politică atâta implicare în problemele oamenilor. Este noul nostru coleg. Noi sperăm să avem o reprezentare mult, mult mai consistentă decât pe cea care am avut-o în mandatul care recent se încheie și speranțele noastre, în mod firesc, se leagă de experiența dumnealui, de modul de lucru cu oamenii, un om care ascultă problemele oamenilor de atâția ani, are 12 ani de administrație și faptul că speranțele noastre se leagă de dumnealui nu face referire numai la experiența dumnealui, ci și la aceste calități tocmai care le pomeneam mai devreme legate de tenacitatea
cu care abordează o problemă și de dorința sinceră de a asculta problemele oamenilor. Bine ați venit, domnul viceprimar, în echipa noastră. O să consolidăm această echipă împreună. Ne trebuie timp, într-adevăr, dar și răbdare. Răbdare o să avem, timpul o să lucreze pentru noi, dacă, într-adevăr, dorim, într-adevăr, să punem la punct o nouă echipă municipală. Pentru că, întotdeauna, după noi, echipa municipală a avut așa destule variații de prezență politică. Nu în ultimul rând, vă prezint pe doamna Marcica Mircea Coșa, fost prefect al județului, ca și domnul Scripăț. Doamna este candidatul nostru la președinția Consiliului Județean. Nu știu ce aș mai avea eu de spus despre cariera administrativă și politică a domnei ei, dar vedem că va avea un cuvânt greu de spus în departajarea sau limpezirea acestei lupte pentru președinția Consiliului Județean. Într-un recent sondaj de opinii, dânsa municipiul Bacău conducea sondajele în fața celor două mari partide. Personalitatea dumneavoastră este cunoscută de mare parte din colegii noștri și chiar și din presă, mare parte din presă, a avut o prestație foarte bună în funcții administrative, motiv pentru care a impus-o pentru această candidatură. Doresc mult succes și vreau să conteze pe sprijinul echipei, întregii echipei județene a Alianței Liberalilor și Democraților din Bacău. Pentru că noi toți, dragi colegi, suntem în măsură să o ajutăm și să obținem un scor foarte, foarte bun. De ce nu? Să câștigăm președinția Consiliului Județean. Ar fi o victorie de răsunet. Luptăm pentru a câștiga, nu luptăm numai pentru o prezență în Consiliul Județean. Luptăm pentru a câștiga președinția Consiliului Județean. Vom vedea în ce măsură reușim, dar să vă asigur că nimeni din echipa ALDE Bacău, din cei care astăzi au ajuns la acest eveniment, nu va avea liniște până când nu ne vom păstra prezența Consiliului Județean Bacău și de ce nu să câștigăm și președinția Consiliului Județean Bacău. Am să rog într-un final domnul Scripăț și pe doamna Marcica Coșa, întâi ladies first, și după aceea pe domnul Scripăț să ne adreseze câteva cuvinte, după care domnul Varujan Văzganian să ne prezinte și dânsul observat asupra unor chestiuni legate de organizarea de campanie și de viața, de noua viață internă a filialei Bacău a Mulțumesc frumos, domnule președinte, bun găsit tuturor. În primul rând, iată că astăzi, în fața dumneavoastră a presei, au fost prezentați o parte dintre colegii noștri din prisma COVID și cu regret în suflet o spun că nu am putut să invităm toți candidații pe care i-are alte județ. Cred că ați văzut cu toții că la nivelul județului Bacău și la nivelul național prin candidatura domnului președinte la primăria capitalei, ALDE există, ALDE nu este un partid mic, așa cum s-a încercat să se spună, și totodată ALDE, prin mine și prin dumneavoastră, colegii mei, vom face un scor frumos la președinția Consiliului Județean. Nu am venit în fața dumneavoastră cu un discurs, așa cum mă cunoașteți, sunt un om al faptelor și nu al vorbelor și al promisiunilor deșarte. Mare parte dintre dumneavoastră, așa cum a prezentat și domnul președinte, cunoașteți parcursul meu politic și prestația mea în administrația publică. Aici, ca un subiect legat și ceea ce am învățat, că pot să performez într-o funcție publică dacă ești alături de oameni. Îmi doresc să fiu un președinte al Consiliului Județean de teren, nu un președinte care stă în birou. Așa cum
mă știți cu toții, așa cum mă știu și cetățenii județului Bacău, de fiecare dată am fost în mijlocul oamenilor. Iată, de aici, încă o dată, spun că mă regăsesc foarte bine în echipa ALDE, având sloganul de partea ta. Nu în ultimul rând, la performanța mea administrativă, dacă pot să spun așa, ca prefect al județului 2 ani jumătate, pot să spun că ați contribuit și dumneavoastră presa. Cu un sfat, cu o critică, cu un anunț, cu o știre despre mine și iată că astăzi, într-un mod public, vin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. De asemenea, candidatura mea astăzi este posibilă datorită cetățenilor județului Bacău, cărora, prin intermediul dumneavoastră, vreau să le mulțumesc că mi-au acordat încrederea, dându-mi semnătura de susținere, pentru ca eu astăzi să pot fi în fața dumnealor un candidat. Nu o să încep să vă povestesc despre proiecte, pentru că, așa cum mă cunoașteți cu toții, nu sunt un om al promisiunilor. E adevărat, am un plan, am un proiect pentru cetățenii județului Bacău, e adevărat că știu ce-mi doresc, mare parte din problemele dumnealor le știu, le cunosc. Prefer să fiu un om de acțiune și întotdeauna în mijlocul oamenilor. Consider că prefectul Coșa, timp de 2 ani jumate, stăteam așa zilele trecute și mă gândeam dacă ar fi cineva să-mi poată reproșa că nu mi-am făcut treaba, dacă ar exista cineva să-mi spună că la ora 9 seara, atunci când erau zăpezile în municipiu și în județul Bacău, nu eram la birou, dacă atunci când au fost inundații sau incendii, nu eram prezentă. Și consider că dacă ai fost o persoană publică și ai ocupat o funcție, fiind plătit din banii cetățenilor, atunci când vii în fața lor să candidezi, consider că ar trebui să spui întâi ce ai făcut, cu ce ai fost alături de cetățeni și apoi să le promiți. Da, suntem în campania electorală și văd o grămadă de contracandidați de-ai mei care fac funcții. Eu voi fi președinte, celălalt va fi președinte, dar văd că cu toții uită de voința electoratului. Cred că președinții și vicepreședinții ar trebui stabiliți de electorat prin votul lor de pe 27 septembrie. Nu voi împărți nicio funcție, nu voi face nicio promisiune nimănui că va ocupa nu știu ce scaun până când electoratul nu-și va spune voința. În rest, dacă dumneavoastră doriți să mă întrebați ceva, de față cu colegii mei, eu vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnul președinte! Mulțumesc și eu, Marcica, și mă rog, mă alătur speranțelor tale, te asigur de întregul meu sprijin și doresc ca și mine să păstrăm prezența în Consiliul Județean și mă spuneam mai devreme de ce să nu câștigăm în municipiul Bacău. Spun clar, sondajul nostru, ultimul sondaj al Valde, a arătat în fruntea clasamentului. Domnul Costică Scripăț, căruia încă o dată îi mulțumesc public pentru că a avut tăria și curajul să, și bucuria de a intra în echipa noastră, să ne spună și dumnealui câteva gânduri legate de principalele probleme ale Bacăului, pentru că dacă nu le cunoaște dânsul, nu știu câți din candidații actuali nu le cunoaște. Dânsul cred că cunoaște și dimensiunile țevilor de la asta. A fost pe toate șantierele pe aici, în Bacău. Le știe și cu ce l-a schimbat și când le-a schimbat. Vă rog, domnul viceprimar. Da, bună ziua tuturor. Salut prezența domnului Boscanian, membru marcant al partidului nostru. În primul rând, înainte de a mă întreba dumneavoastră, vreau să vă răspund ce caut eu aici astăzi. Sunt cel mai nou, sau cel mai proastă membru de partid al ALDE. Sunt viceprimarul în funcția municipiului Bacău și, cum a mai lăudat domnul președinte, am avut diverse funcții în cei 27 de ani de administrație. Nu mi-a fost niciodată dragă politica, cred că nici dumneavoastră nu, dar ca să lucrez în administrație, unde am dorit, trebuia să ai un suport.
L-am avut în timp, am fost de două ori viceprimar al municipiului Bacău, de două ori subprefect, prefect al județului Bacău, inspector guvernamental. Am fost și școlit în acest sens, am absolvit Institutul Național de Administrație. În același timp am o vârstă, nu ți-l spun că am nepoți și de vreun an am transmis niște semnale că nu mai am proiecte politice. Dar vă spun că nu pot sta acasă. Nu pot. Pe drag Bacău, sunt băcăuat, rămân în Bacău și poate mai am un cuvânt de spus în administrație. Am venit la acest partid deoarece am început politica cu acest partid. În 95-96 am fost în echipa de bază al Partidului Umanism Român. Apoi PC, s-o derivat, s-o transformat, astăzi altă. În această perioadă am reușit și performanța să fiu dat afară din două partide. Așa de bun am fost. În 2012 din PDL și în 2018 din PMD. E un câștig, nu e un câștig, dar vreau să vă arăt ca și calitate politică. Niciodată n-am acceptat niciuna, n-am acceptat poziția de Ghiocel. Am venit la ADE, nu de mult timp, n-am venit să iau locul cuiva, dar în această perioadă am constatat cât de puternic este acest partid. Și ca exemplu, toate partidele mari s-au înfructat din oamenii lor. Fie prin șantaj, sau niște promisiuni pe care noi suntem valde. Astăzi nu ne-am mai putut onora. Dar ați văzut, avem mulți candidați noi, partidul este într-o reorganizare și eu vă asigur că vom mai avea un cuvânt de spus în politica băcăuană. Nu vom ceda așa ușor, sunt oameni vechi, oameni noi, oameni bine organizați și vă spun că după munca prestată la ADE, ar trebui să scoatem un scor mare. Și sper că îl vom scoate. Sau să fim incomozi pentru celelalte forțe politice. Eu nu am nicio reținere, am mai avut și alte oferte, și de la partide mai mari, și mai mici, dar am ales ALDE. Și sper să-mi închei cariera politică la ALDE. Ca viceprimar al Bacăului, am avut o conjunctură favorabilă în 2016, când din doi consilieri am fost ales viceprimar. Și din 2016, în echipa lui Cosmin Nicola. Eu chiar am crezut că-s viceprimarul Bacăului. Dar în timp s-a constatat că doar particip la o mașină de vot. Și după un an de activitate, n-am mai acceptat. Am avut puncte de vedere proprii. Am votat împotriva ceea ce voia mașina de vot a lui Nicola. Între timp, el a fost îndepărtat din partid. Între timp, m-am disociat de acțiunile lui. Cu riscul că mi-a luat atribuțiile, că mi-a luat mașina, că mi-a luat birou, că mi-a luat laptop, că mi-a luat telefonul. Chiar nu m-a interesat. Dar n-am mai putut să accept proiecte de hotărâre care presupuneau defrișarea parcului Cacicov, că parcul mare al nostru, unde am crescut, am trăit și vrem să fim, să ne plimbăm cu nepoții, cu iubitele, cu familia, voia să fac un fel de bazar, voia să înființeze 37 de chioșcuri. Torete, tarabe, ca să-ți vândă mici acolo și bată în zahăr. N-am acceptat. M-a costat atunci. Pentru prima dată mi-a luat atribuții. Am mai constituit în municipiul Bacău o societate fantomă, societatea de servicii publice. O jucărie a primarului. Eu n-am nimic cu primarul, am o relație bună, dar până la urmă el vreau să-l schimb. Să iau loc. Această societate s-a dovedit a fi un nimic. Această societate nu o jucărie, o jucărie făcută pe mulți bani. N-am fost niciodată de acord. Încă de la înființare. Noi gestionăm bani public, bugetul băcăuanului. Banul public trebuie consumat prin niște căi legale, care se numesc licitații. Licitația înseamnă o competiție. La această competiție are dreptul să participe orice concurent care e pe domeniu. Nu putem noi să luăm toate lucrările de Bacău, să le dăm la o societate. Societatea care în dotare nu are decât o roabă și două lopeți,
face și spitale, și școli, și nu știu ce construcții, dar în realitate, ia lucrările de la primărie, pe această procedură simplă și inegală, și le dă la terțe persoane. Așa s-a ajuns ca în municipiul Bacău să nu mai poată accede nici un constructor, constructorii noștri, că am avut constructori de performanță, au făcut baraje, au făcut diguri, au făcut case, au făcut... Nu mai au loc în Bacău, lucrează în alte orașe. Și sunt, bineînțeles, afectați. Cei au angajat, se alimentează bugetul local și așa mai departe. Nu am fost de acord cu acest punct de vedere. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. De asemenea, încă mai știu să merg pe jos. Stau între oameni. Băcăuanu, față de promisiunile de 2016, a fost în șeală. Băcăuanu este purtat pe drum. Băcăuanu nu mai știe unde e primăria și cum să-și mai rezolvă problemele. Deci, clădirea propriu-zisă într-un loc, biroul de taxe și impozite în alt loc, evidența populației în alt loc, direcția de patrimoniu în alt loc, la centrul de afaceri real, iar niște, funcționează niște birouri. Vine un buibac, un buibac, cum să-și rezolve, mai ales cei ce vin temporari, frații noștri care sunt plecați la muncă în străinătate și au căutat altă soartă, altă cale de a trăi. Deci, administrația e sub orice critică. Eu mă întreb uneori cum mai are tupeul Cosmin Necula să mai depună candidatura pentru mandat. Ba chiar am văzut că ocupat stații de autobuz cu niște poze. Și panourile noastre electorale nu mai e loc de el. Eu am spus cu Iva, dacă eram primarul în funcție și mai voiam un mandat și consideram călmieri, nu puneam nicio poză în acolo. Adică cu primarul, cu 4 ani cunoscut, mergeți prin oraș și vedeți ce-o putut să facă, cum cerșește. Cum își permite să mai cerșească mandat în timp de 4 ani de zile, a făcut doar un senzionator. Și pun o întrebare. Unde sunt promisiunile? Pune insula de agrement? Cine nu știe, a fost o lucrare pe fonduri europene, începută în mandatul lui Stavarache, continuată, nefinalizată, nefinalizată nici de noi în 4 ani, și am fost obligat să returnăm 8 milioane de lei bani europeni înapoi. Nici la o, până acolo, acea locație nu funcționează. Unde e spitalul municipal? S-au încercat niște artificii. Dar fără să înțeleagă, eu am intervenit și atunci. Băi, oameni buni, spitalul municipal, cât e făcut 70%, e făcut din bugetul local. Voi nu puteți să străina. Nici la spitalul județean, nici la Ministerul Sănătății. S-a dovedit că am dreptate, deși n-aș fi. 4 ani n-am făcut nimic acolo. S-au încercat, dar cu niște artificii, din motive de COVID, dar nu știu ce s-au realizat. Unde e stadionul? Promisiune de-a primarului. Unde e sportul Băcăuan? Unde sunt performanțele sportive? Am ținut foarte mult. Și am ținut chiar la latura fotbal. Dacă băcăuanii vor fotbal, să le dăm fotbal. Eu sunt mare iubitor de volei. Merg la echipă, consoțesc, îți dragi fete. Dar masa băcăuanii doresc fotbal. Hai să facem un stadion, hai să facem o echipă de fotbal. Am reușit să distrugem și stadionul care nu mai avem legă. Stadionul fostul nostru, stadionul, erau mari performanțe. Fotbalul Băcăuan în acest an împlinește 70 de ani. Cu cei sărbătorim? Ne mai interesează? Și de celelalte la programe sportive? Nimic. Și mai am o durere. Bacău are un mare potențial. Are un aeroport internațional. Un lucru deosebit de important pentru Uniunea Europeană, pentru lume și pentru Bacău. Și regret mult. Când vin investitori, vin la aeroportul internațional, pleacă cu mașina pe roți, la Roma sau la Piatra Neamț. De ce? Ce am făcut noi în acești ani? Primarul, dacă vă spune, creează locuri de muncă, minte! Locurile de muncă le creează investitorii. Noi trebuie să aducem facilități investitorilor. Și am mai dat un exemplu și o să-l dau. În perioada când eram prefect. Și o să fac o mică trimitere. Orașele performante în țară au o zonă metropolitană. Zona metropolitană presupune o entitate de maxim 250.000 sau de 250.000 de locuitori, deci adunăm mai multe, capabilă să acceseze fonduri europene de orice natură. La noi nu funcționează. Funcționează undeva pe hârtie, plătim niște taxe, niște funcționari acolo în bani și atât. Avem nevoie de zona metropolitană și revin la exemplu care vreau să vă dau, să vă dau.
În perioada când eram prefect, a venit o firmă din India. S-a prezentat la Bacău, din motive de aeroport. Și unde a venit? La prefect. Eram prefect. O delegație, cu ambasadă, reprezentanții ambasadei și așa mai departe. Ne-au prezentat problema. Soluția era, doreau o suprafață de 50 de hectare să facă o fabrică de ansamblat, tractoare și mașini agricole. Ei le aduceau prin aer, sub ansamblu, le ansamblau și le duceau pe piața europeană. Eu, ca prefect, unii să mă duc. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, m-am uitat în aeroportul, m-am dus la lui Izi Călugăra, comuna vecinată a aeroportului. Am găsit mare înțelegere la primar, am discutat cu primar, două primar, uite, vin acești investitori, asta vor să facă, era când cu acea zonă mare, care știți, acum am decis să construi casă, în 2012, vă închipuiți, vă trebuie câțiva ani. Haideți! Da, gata, am cântat primarul, ei ne-au dat și niște, de ce forță de muncă aveau nevoie, și în materie de mecanică n-am dus lipsă, că am avut atât aerostatul, cicul, șurubul, mașini unelte, metalurgică și așa mai departe. Deși între timp oameni s-au pensionat, s-au mai diminuat forța de muncă. Dar totuși, prezentau interes. Unde să mă duc? Eu eram prefect. M-am dus la Consiliul de Țară. Refuz. M-am dus la primar. Refuz. La primarul municipiului. Refuz. S-au mai stat, dar totuși, mă rodea puțin acești investitori, deci s-au întâmplat ulterior. Și între timp cât am avut două serii de discuții, am adus număr de contact și ulterior am întrebat. Da, n-am găsit la voi soluții, noi tot am venit în Europa. Suntem și funcționăm și verificați-vă, verificați-ne ca să vă convideți pe net și funcționează și la ora actuală în Polonia. Deci i-am dus sub ansamblu de tractoare, mașini agricole, reansamblează Polonia și trebuie piața europeană. A fost un mare ratel, de asta spun. Dacă nu suntem atenți cu investitorii, vorbim singuri. Dacă nu profităm de importanța acestui aeroport internațional, un aeroport internațional mai valoros decât 1000 de kilometri de autostradă. Dacă nu reușim, și regret că investitori vin în Bacău, la noi pleacă la Piatra sau la Roma. Deci avem o hibă. De asta, aș vrea să mai am cuvântul Consiliul Local, aș vrea să fiu incomod, în continuare, aș vrea să devin primar, sau măcar să nu-i las să continue tâmpirile pe care le-am început. Eu nu pot să trăiesc, numai eu am vârsta și experiența, străiesc din fotografii, să-mi arate mie, uite, așa va arăta piața centrală, așa va arăta grădinița, așa va arăta. Ori sunt realități, ori nu sunt. De asta vinează fața dumneavoastră, în fața mass mediei și îi felicit că sunt atât de mulți aici, n-am văzut de mult. Înseamnă ori că suntem valoroși, și asta vreau să cred, și vreau să ne promoveze ideile, să ne așeze acolo unde suntem, și sunt convins că vom mai avea un cuvânt de spus în politica locală. Mulțumesc foarte mult! Transmit mesaj către, în primul rând, către colegii din județ. Suntem o forță, să adunăm această forță în jurul doamnei ex-prefect Luminița Coșa, și să nu ne lăsăm intimidați. Iar băcăuanilor le transmit mesajul să fie mult mai atenți la vot, pe ce votează, să țină cont că la locale nu votează un partid mai puternic sau mai puțin partidic, mai puțin puternic, ci un cetățean care se reprezinte, să fie sincer cu ei și să-i ajute. Că băcăuanii, atât vreau să mă spun, nu sunt niște oameni pretențioși. Eu îi cunosc de la ei de acasă. Ce vrea Băcăuanul? Să face voi, nu știu ce. Dar calitatea vieții, minima calitate a vieții, să-i o respectăm. Adică, să ducă gunoiul la o gheră curată, pe o alie betonată, să nu muște câinii până acolo, să aibă un bec deasupra, să meargă în piață, să nu tragă cineva de ei, un pe telefoane sau țigări, să-i ascultăm văzurile, să-l respectăm. Adică politica noastră să ne calibrăm după cerințele lor. O să venim noi cu alte povești și lucruri care nu le putem respecta. Vă mulțumesc că m-ați suportat. Mulțumesc echipei care m-a acceptat și m-a integrat relativ repede și încep să o cunosc și mai bine. Și vă rog, contați pe noi că vom mai avea un cuvânt de spus, repet, în politica Băcăuanului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceprimar. Aoleu, ceva mai am de spus?
Da. Domnul președinte, mă iertați. Și sunt încântat și îmi dă un elan în plus. Alături de mine au venit și două comunități băcăoane. PNCCD-ul, cel mai vechi partid românesc. Chiar dacă nu mai este o forță, că nu unii. Prin reprezentantul lor prezent în sală, doamna Nuța Sava, mi-a promis că mă susțin, probabil o va confirma. De asemenea, comunitatea armenilor din Bacău, reprezentată de Iacob Vasile, nu e o comunitate numeroasă, dar foarte disciplinată și foarte puternică în Bacău și cu o mare vechime. De asemenea, domnul Iacob Vasile, poate era aici, poate e aici, poate transmite un mesaj. Și cu asta, basta. La luptă, 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 merge spre victorie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ciprian. Tocmai vroiam să le dau posibilitatea să exprime un punct de vedere. Vă rog, doamna Sava. Bună ziua tuturor! Sunt mai mult în politică, din rândul ONG-urilor. Noi, PNCCD-ul, filiala Bacău, prin prezența mea, un vicepreședinte, am hotărât să răspund domnul viceprimar, cum se scrie Constantin. Și acum o să vă întreb, păi de ce? Păi, pentru că este cel mai bun în administrație. Este cel mai competent. Pentru că întotdeauna am fost alături de cetățeni. Mi-aduc aminte când eram ONG-ist, mă duceam cu diferite probleme la el. Era prefect pe vremea aceea. Imediat mi-a rezolvat problema oamenilor. Deci, din punctul nostru de vedere, este cel mai competent, cel mai bun. Mai prea mult nu am ce să-i zic. Noi dorim succes, suntem alături de dânsul, vom face tot posibilul să-l... Poate eu vă rog mare, să-l scoatem primar. Mai mult nu am ce să... Vă dorim succes, suntem alături de dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc faptul că noi îl susținem la primărie și la Consiliul Local. Pentru că la Consiliul Județean, îmi pare rău, avem candidatul nostru, Negru Constantin. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim și noi, doamna Sava, mulțumim tare mult pentru sprijinul pe care ne-l acordați. Două, trei cuvințele, dacă pentru amicosul am văzut. Îl cunosc pe domnul Scripăț de foarte mulți ani. Este un om serios, un om care este de cuvânt. În relațiile cu oameni, totdeauna a fost pentru ajutorul oamenilor. Îl cunosc de când era administrator la Piața Centrală din Bacău. Eu personal îl susțin, îi urez succes și să-l ajute Dumnezeu să iasă primar, pentru că va rezolva multe probleme ale municipiului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Bacău, pentru bun și primar, că faptul că alături de noi s-a alăturat nouă și doamna Vinsa, primarul de la Coruș, da? Însă este candidatul alu de la primaria Coruș, da? Mult succes și felicitări pentru modalitatea în care ați refăcut organizația de acolo. Asemenea, multor organizații alte din județ. Vă doresc succes și pentru orice chestiune legată de organizarea de campanie, de posibilitatea ca la sediul partidului să limpezim foarte multe lucruri. De asemenea, remarc și faptul că a susținut domnul Popa Sperică, candidatul nostru de la Dealul Mării, care la fel s-a mișcat foarte repede, a organizat acolo treburile rapid, chiar foarte rapid, lucru pentru care îi mulțumim. Se mișcă și rapid, așa
viteză de zici că acum e, acum e. Deci, până la urmă, a făcut listă completă și avem candidatură și la, la Dealul Mării. Nu înainte de a da cuvântul domnului Vodganian, vicepreședinte al partidului, nu pot să nu mulțumesc echipei care au organizat această întâlnire, în speță domnului Adrian Popescu, care s-a ocupat, domnului Ionel Lucu, domnului Ovidiu Cojocaru, domnului Cornel Simeon și domnului echipei conduse de domnul Brlădeanu, care s-au ocupat, se vede treaba, în moment ce a reușit întâlnirea, s-au ocupat serios de, de calitatea acestei întâlniri, pentru lucru care vreau să le mulțumesc public. Domnul Vodganian, mulțumesc că nu mai vă prezint, că nu e ca. Mulțumesc foarte mult și că, așa cum și aici s-a lăsat să se înțeleagă, politica este un loc al extazului, al amărăciunilor, al decepțiilor. Într-adevăr, Alde a fost un parte așa de mare că a fost tentant pentru mult, dar nu este doar un partid al decepțiilor, este și un partid al prietenilor, atunci când reușești să-ți faci prietenie în politică, e lucru mare. Și vreau să vă spun că relația mea cu Constantin Pito Avram este o relație prietenească, aș zice aproape frățească. Am avut prilejul să-l cunosc îndeaproape și mă bucur foarte mult că suntem împreună în această campanie electorală. ALDE știți că s-a înființat în clipa în care Partidul Național Liberal a abandonat mișcarea liberală, s-a unit cu Partidul Democrat și a pornit pe o altă cale, iar deci e lăturalnică, dacă ne gândim la liberalismul de dreapta. Asocierea noastră cu Partidul Social Democrat s-a făcut pentru că am văzut că cel mai mare pericol la adresa democrației și al drepturilor omului, din păcate, în timp ce până în 2004 venea din partea PSD, acum venea din partea PNL și, ar zice, al noului partid USR. Deci pericolul la adresa democrației vine, în primul rând, de la PNL și de la USR. Îmi pare rău că trebuie să spun asta despre acest partid care păstrează o titulatură cu o mare rezonanță istorică. Și ăsta este motivul care, odată în plus, ne-a determinat să continuăm această bătălie pentru apărarea și promovarea liberalismului în România. ALDE rămâne astăzi singurul partid liberal și cred că nu mai trebuie să demonstrăm acest lucru. Pe vremea când Călin Tăriceanu era prim-ministru, eu conduceam economia și finanțele României. Țara noastră a înregistrat cele mai importante recorduri în ce privește investițiile, ce privește atragerea capitalului străin, ce privește creșterea numărului de locuri de muncă și creșterea veniturilor. Aud că acum se laudă guvernul că a dat cele mai mari măriri de pensii și cele mai mari creșteri salariale pentru unele categorii. I-am recomandat domnului Câțu să citească puțin în anuarele statistice și să vadă unde a fost de fapt creșterea. Dar toate aceste creșteri s-au făcut în mod incredibil și neverosimil dacă comparăm cu ce e astăzi, cu o datorie publică de doar 13% din produsul intern. Asta e datoria publică pe care noi am lăsat-o. Desigur că guvernarea ulterioară a încercat să falsifice toate felurile rezultatele bugetare, dar realitatea de necontestat și certificat de Uniunea Europeană e că România a avut 13% datorie publică, față de peste 40% cât este astăzi. ALDE s-a refăcut acolo unde a fost lovit de adversari politici, de foștii parteneri politici. În alte părți, filialele și-au continuat activitatea și, ca și la Iași, ca și în alte părți, iată că filiala noastră Făcăvană este un competitor important. Mie îmi face plăcere și mă simt onorat să fiu aici. Acum 4 ani după alegerile locale și parlamentare, spuneam că într-un anumit fel suntem toți din Bacău, pentru că toți datoram Bacăului prezența noastră în Parlament, după scorul pe care l-am avut și mi-aș dori ca și de data asta să spun același lucru. Avem o campanie dificilă. Este, după opinia mea, incorrect ca o campanie electorală să se desfășoare pe fundalul restrângerii drepturilor omului. În mod normal, campanie electorală și un vot sunt o expresie plenară
a voinței individuale, a drepturilor fundamentale pe care Constituția le garantează. În clima în care faci campanie electorală cu fundatul stării de alertă, care restrânge o seamă de drepturi fundamentale, campania și alegerile vor fi inevitabil incorrecte. Și nu vor fi libere. Știți cum se spune? Free and fair. Nu vor fi libere și corecte. Pentru că în timp ce guvernanții, de exemplu, au posibilitatea de a circula, de a se întâlni cu administrațiile locale descentralizate, de a vorbi la televizor, de a cumpăra o parte a presei sub diverse motivații, noi ceilalți trebuie să ne întâlnim în formă restrânsă. Când mă duc la cară să sunt candidații, în loc să-i îmbrățișez sau să dau mâna, trebuie să-i timp pumul și alegătorilor să le arăt cotul și pișcotul. Astea sunt lucruri neverosimile. A muta o campanie electorală pe online este extrem de periculos, pentru că ați văzut că internetul distorsionează foarte mult. De aceea aceste alegeri inevitabil nu vor fi, din păcate, cum se spune, free and fair, nu vor fi libere și corecte așa cum ar trebui. În al doilea rând se manifestă o tendință foarte periculoasă de a da, în primul rând, votul și de a urmări cu interes acțiunea celor două partide competitoare mari. Această formulă este extrem de periculoasă pentru România. Pentru că aceste două partide nu sunt partide reformate. În clipa în care dai destinul României doar pe o polemică sterilă, doar pe o discută permanentă și o trecere, mai ales în rapă, decât în însușiri, doar între două partide, atunci chiar că nu mai există nicio șansă. Eu am făcut parte din astfel de construcții. De pildă, am fost parlamentar din partea Uniunii Social-Liberale și îmi dau seama de pericolul de a nu avea lângă tine pe cineva care să te corecteze. Stimați păcăoane, vă spun prin intermediul presiei, vă sparie gândul ce s-ar fi întâmplat cu guvernarea PSD dacă n-ar fi fost ALDE alături. Care să oprească o seamă de inițiative, cum a fost impozitarea gospodăriilor, cum a fost și impozitul pe venitul global, cum a fost taxa Robin Hood, cum a fost faimoasa ordonanță care mărea tarifele la energie electrică. Și altele și altele. Un astfel de corector, și vă spun, în partidele mai mici, vin oameni care au convingeri și oameni care sunt dispuși să lupte pentru convingerile lor, pentru că mai rar, mai greu, reușești să capeți să îți plată într-un partid mic de rezolvare. De aceea, eu fac apel la Băcăoani, ca și la toți alegătorii din România, să nu se lase furat de această campanie agresivă a primilor protagoniști în plan național și să aleagă calitatea umană. Ce pot să spun despre ALDE, despre Petrecianu, acolo de foarte multă vreme? Pe mine mă cunosc, pe cel puțin atâta vreme. ALDE are lider pentru care nimeni nu are telecomandă. Nimeni nu poate să apese o telecomandă și să ne pună să vorbim la alte posturi decât ne dictează proștii. Și cred că în clipa de față asta face o mare diferență. În clipa în care privim partidele, de exemplu, cine este cel care este în spate, cel spre care privesc pe umăr atunci când fac un pas. ALDE a rămas un partid autentic prin ceea ce a făcut și prin liderii săi. Și pilda pe care a dat-o Călin Tăriceanu, care s-a așezat într-o campanie dificilă la București, în fruntea tuturor echipelor noastre din țară, este, după părerea mea, un gest de devotament pe care Tăriceanu și de încredere pe care l-a dat tuturor. Eu aș putea să mai vin în campanie. Îmi pare rău că finanțarea pe care am făcut-o în 2007-2008 pentru Spitalul Municipal nu și-a găsit nici până astăzi împlinirea. Sper ca lucrurile să se întâmple și ce privește stadionul, și ce privește șoseaua de centură cu care suntem atât de amenințați, care trebuie să termine deja de vreo câțiva ani. Eu însumi am fost victima, am venit aici, am așteptat aproape 30 de minute la semaforul de la intrarea în oraș și îmi cer scuze pentru asta. Plec încrezător de aici. Călin Tăriceanu este astăzi în Dunărea de Jos. M-a rugat să vin aici, pentru că eu sunt născut și crescut în Moldova. Și am purtat noroc acestei filiale. Și sper ca asta să continue.
domnule viceprimar, doamna Coșa, vă urez mult succes și vă urez tuturor să aveți rezultate bune și să faceți parte din cortexul decizional al administrației publice Băcoare, spre șansa tuturor. Mulțumesc, domnul. Am uitat să vă spun ceva. Nu ne avem moțiunea de cenzură. Nu ne avem moțiunea de cenzură. Eu și cu domnul Pitu Avram vom vota moțiunea de cenzură. Am fost întrebat, dar de ce, cu câteva luni înainte, chestiunea este că, în primul rând, este o problemă de atitudine. A nu depune moțiune de cenzură, a nu provoca o dezbatere pe situația actuală, înseamnă o tolera și o considera o stare de normalitate. De ce am ia acum? Pentru că noi am respectat o promisiune pe care am făcut-o, că atâta vreme cât România are stare de urgență și stare de alertă, să nu depunem moțiunea de cenzură, am așteptat o lună, am așteptat două, am așteptat trei, am așteptat patru, dar vedem că starea de alertă devine în România o situație permanentizată, astfel încât probabil va dura până la alegerile parlamentare. Așa că am hotărât să facem acest gest. Ce se va întâmpla a doua zi, dacă guvernul va fi interimar? Un guvern interimar poate lua toate măsurile pe care le consideră de cuvință, până în clipa în care vom avea un guvern legitim și nimeni nu știe dacă alegerile parlamentare vor fi sau nu în decembrie, pentru că nu mai trebuie să repetăm situația de acum, în care avem un aer conspirativ cu toții, domnul viceprimar care are un profil atât de viguros, aproape antic, tot timpul trebuie să-și ridice masca peste nas. Nu sunt lucruri normale. Trebuie să comunicăm firesc, să ne vedem în noi, să ne dăm mâna, să fim cât mai mulți ca să avem încredere în alții. Nu putem avea stare de alertă și campanie electorală în același timp de aceea parlamentare. Nu cred că mai putem repeta această eroare de acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Grădinean, pentru faptul că ați ajuns la întâlnirea noastră. Două lucruri mai vreau să rețină atenția cu două lucruri. Acela legat de faptul că în prezența asta, apariția pe rând a candidaților de primar, trebuie neapărat să remarc că alături de noi a fost și este și candidatul de la Ștefan cel Mare, domnul Găman Rar, aici, un coleg de-al nostru, care într-o comună atât de mare a reușit să, la fel ca și alți colegi, au făcut un timp foarte scurt să pună la punct filiala și să prezinte o listă completă la Ștefan cel Mare și reprezentare directe. Dar nu puțin lucru, numai puțin cum a făcut. Vă felicit și vă doresc succes. La fel felicit pe domnul Miron din spatele dumneavoastră, de la Vârțănești, candidatul nostru de la Vârțănești, consilier, vechi coleg de-al nostru, care a rămas alături de noi, deși am trecut în atâtea mișcări politice, și acolo sperăm să, ca și în alte localități, sperăm să obținem un rezultat bun și să avem o prezență puternică în bătălia pentru primărie. Sperăm. Da. Vă mulțumesc încă o dată și felicitări pentru statornicie și vă mulțumim. Mi-am adus ceva aminte, domnule Pitru, că l-am văzut pe domnul Vadi acum să știți, deși eu conduc Uniunea Armenilor din România, să știți că este o pură coincidență. L-am sunat ieri și i-am spus că vin și i-am spus că în terenul și mi-a spus nu trebuie, pentru că o să vin și eu, sunt invitatul domnului viceprimar, așa încât trebuie să știți că nu a fost niciun fel de trafic de influență, a fost dorința comunității locale despre care eu am aflat abia. Mulțumesc și o ultimă remarcă. Pentru că majoritatea dintre dumneavoastră știți până ce am trecut în ultimele luni legat de internare și de starea sănătății mele. Îmi pare rău, dar trebuie să îi anunț de cei care puseseră de fiertură și de zahăr, și fiertură de grâu și de zahăr, să-i spun că sunt viu, sunt aici, dar m-am întors. Îmi cunoașteți capacitatea de luptă și determinarea. Am reunit această echipă. Iar m-a întrebat un coleg, mai pe volt, domnul președinte, să vă întreb ceva mai pe partea. Da, e adevărat că
domnul Umbrărescu a făcut autostrada, că e constructor, și zic că, dragul meu, domnul Umbrărescu este constructor, cum sunt eu, Avramia. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru prezența dumneavoastră aici. V-am răspuns. Întrebări dacă aveți candidați, vă rog. Aș începe cu o întrebare pentru domnul Varzan Boțcanian. Ați precizat că... Ați precizat că liderii în Partidul Ardei, liderii Ardei nu au avut telecomenzi în buzunare. Și nici nu au. Ei, alții pe ei. Sau alții pe ei. Și atunci, cum îi catalogați pe cei care au părăsit partidul, doamna Davidescu, domnul Ilie, cei șase primari ai județului care l-au urmat pe domnul Ilie, cum îi catalogați? Când vorbeam de lideri, mă refeream la lideri naționali, mă refeream la Călin Tăriceanu, la Monica Nicolae, cu modestie. Sau ați avut și pe ministrii care... În timp ce lucrurile, hai să fim corect. ALDE a fost un partid nou înființat în 2014. În 2015 s-a făcut fuziunea între Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator. La alegeri din 2016 am avut o echipă pe care am format-o oarecum ori pe picior, fără să avem o relație mai veche cu nicio altă. Și după părerea mea, lucrurile s-au cernut. De pildă, la Iași, pot să vă spun că echipa pe care o avem este excepțională. Majoritatea sunt oameni care nu au mai făcut niciodată politică, iar cei care sunt oameni care au făcut cu mine un efort de dreapta, adică oameni care au o conștiință de dreapta dorită. Și nu judecați. Nu judecați niciodată după fotografia de lor. La o nuntă, dacă cinci sunt pată, pot să spui așa. E o nuntă cu veții sau o nuntă de veții. După părerea mea, așa cum când te duci la vamă, cere pașaportul tău și nu al întregului avion, așa trebuie și politic. Nu judecați pe Călin Tăriceanu după cei care au plecat colo și colo. Călin Tăriceanu a pus această armată, care era o armată destul de pestriță, să recunoaștem în politici. Și în aia s-a întâmplat la fel. Ușor, ușor s-a cernut. Eu cred că partidul, din păcate, reorganizarea asta se suprapune cu alegerile. Ceea ce ne creează probleme. Eu cred că această perioadă de reorganizare, care era necesară, pune sub o auspicie favorabilă evoluția ulterioară. Dar dacă dumneavoastră, știți ce? E foarte greu să-și jucăști legea dumneavoastră. În clipa în care aduni 1.000, 10.000 de oameni, foarte greu ca ei să fie omologi. Am înțeles. Ați precizat faptul că Partidul Național Liberal a renunțat la doctrină și la valorile care l-au consacrat în momentul când a fuzionat cu Partidul Democrat Liberal. Dumneavoastră definiți formațiunea ALDE ca singurul partid care în continuare slujește valorile liberalismului tradițional. Cum se împacă lucrul ăsta cu această coabitare cu Partidul Social Democrat? Cât timp aveți? Cât timp au colegii, nu știu. Eu am. Am să vă dau un răspuns în câteva minute, care este un răspuns mai amplu. Eu și cu Călin Tăriceanu am fost printre cei mai tenace adversari ai Partidului Social Democrat. Vă rog să repetați cum? Eu și cu Călin Tăriceanu am fost printre cei mai înverșunați adversari ai Partidului Social Democrat. În anii 90, Călin Tăriceanu a fost cel care a plecat din Partidul Național Liberal, când Partidul Național Liberal a ales să coabiteze cu FSD și Plicionescu Chintus, a devenit ministru justiției. În 1996 am făcut campanii împotriva cu Călin Tăriceanu în Moldova. A fost o campanie eroică. Și am învins în Moldova Partidul Social Democrat și am venit împreună cu Emil Constantinescu. În 2004 am făcut o campanie împreună cu Călin Tăriceanu, care era candidat unul de prim-ministru, și am învins din nou Partidul Social Democrat. S-a întâmplat însă un lucru în 2004. A apărut Traian Băsescu. Traian Băsescu
președintele României, președintele CSRD, care, primul lucru pe care l-a făcut, a cerut dosarele tuturor adversarilor politici. Dacă până în 2004, de la mineria, deci până în 2004, în România, lupta politică era bazată pe polemică, după 2004, Traian Băsescu a introdus în politică instituția distrugerii. El a început să lupte împotriva adversarilor lui cu structurile de informații, cu procuratura, cu cătușele, punându-le în joc chiar viața. În acest moment noi ne-am dat seama că Traian Băsescu duce democrația românească într-o zonă extrem de periculoasă. Și atunci, între PSD și PNP și PD, am ales să facem guvern minoritar susținut de PSD, decât să coabităm în continuare cu o forță agresivă care disprețuiește drepturile omului și care lupă și care lovește chiar în viața. Nu doar personală și profesională, ci în viața lor. Nu știu dacă vă amintiți filmul pe care l-am văzut când eram copil, în care era Gerula, cel care le-a spus tinerilor să lupte împreună cu romanii împotriva migratorilor. Spunându-le, mi-aș fi tăiat mâna odată, dar vă spun că ăștia sunt mai răi decât romanii. Așa s-a întâmplat cu mine și cu Tăricianu, care ne-am dat seama în 2005 că adversarul împotriva democrației devine Traian Băsescu și toată camarila și toată triada pe care el o înfigea ca o lance în trupul României. Și după aceea, după 2009, până în 2008 am rezistat. Nici nu știți cât de greu ne-a fost. Pe de o parte să guvernăm, pe de altă parte să rezistăm. Miniștrii cădeau ca perele toamnă. Arestați, arestați, amenințați, toți eram arestați, amenințați. Cea mai grea meserie în România era să fii ministrul PNL. Dacă îmi permiteți, mă refeream la perioada de guvernare. Așa, stați în continuu. Între 2009 și 2012, Băsescu s-a dezlănțuit. După 2012, a apărut apoi Iohannis. Și lucrurile au continuat. N-ați auzit de la Iohannis și de la PNL o singură vorbă de compasiune la adresa vreuneia dintre victimele procuraturii și ale serviciilor de informații. N-ați auzit. Și pot să vă dau, șiruri de personalități, inclusiv moldoveni. Vă vorbeam de Vasilea Stărăstoaie, una dintre cele mai mari personalități din medicina legală europeană, care a fost pur și simplu spulberat profesional și care, după câteva accidente vasculare, acum a supraviețuit, dar justiția trebuie să recunoască că, în fapt, nu există. Niciun licăr de compasiune din partea lui. Mai mult decât atât. Ode, PNL-ul, Alianța Civică, Societatea Timișoara, cei care au promovat drepturile omului și despre de comunism, au făcut din Chiopeșii și Augustin Lazăr eroii noii democrații. Lucrurile astea sunt grave. PSD are multe păcate. Însă nu are această agresivitate și nu a pus distrugerea în fruntea tacticilor și strategiilor sale politice. Ăsta este motivul pentru care, clar, ALDE trebuie să se alieze cu cineva. ALDE nu poate guverna. Între PSD, care are, repet, păcatele lui care pot afecta echilibrele macroeconomice, și PNL și USR, care pot afecta viața noastră de zi cu zi, care ne pot pune să locuim în camere cu un perete de sticlă, în care să se vadă tot ce facem înăuntru, în care la orice zdrângănitul cătușilor poate constitui o intimidare, am ales să ne aliem cu PSD. Nici o concesie socialismului, nici o concesie neomarxismului. Noi suntem ceea ce suntem. Așa cum social-democrația și creștin-democrația au guvernat împreună mai multe rânduri în Germania și totuși fiecare a rămas pe linia lui. Mulțumesc. Și mai am o singură întrebare pentru domnul Constantin Scripăț. Ați precizat că în anul 2018 dumneavoastră ați fost exclus din Partidul Mișcarea Populară. De ce mai sunteți astăzi viceprimar în funcție din partea Partidului Mișcarea Populară, dacă ați fost exclus, deci automat vi s-a retras sprijinul politic? După
cod administrativ, în momentul când îți retrage sprijinul politic, îți pierzi funcția. Dar nu mai sunt membru, da? Dar după nou cod administrativ, prefectul nu poate, nu poate lua o hotărâre decât urmare a hotărârii instanței. Lucru care nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că Partidul Mișcarea Populară nu a înaintat. N-a înaintat o procedură. Era pregătit și pentru acest aspect. Deci, practic, astăzi sunteți viceprimar al Partidului Mișcarea Populară și candidat pentru primărie din partea Partidului Alb. Da, mulțumesc. Așa cum domnul Ștefan este viceprimar ALDE și candidează pentru PNL. Deci, exact, dar dacă era domnul viceprimar Dragoș, îl întrebam și pe el exact același lucru. Deci nou cod administrativ permite o relaxare a legilor locale. Adică nu mai stai chiar la cheremul unui partid dacă nu duci procedura până la capăt. Procedura care înseamnă sesizarea prefectului, prefectul acționează în instanță, deci e o procedură mai largă. De care eu am beneficiat, că am beneficiat. Chit că zilnic se numărau să fie 14 voturi ca să nu mai fiu consilier local. N-au ieșit. Dar mi-am asumat orice risc. După părerea noastră este moral? Poftim? Este moral? Vorbim de moralitate, în primul rând vorbim de legalitate. Deci eu mi-am dorit să fiu în continuare viceprimar, să duc la sfârșit niște proiecte care le-am avut. Și care le-am asumat în fața celor mai mult sau mai puțin care m-au ales. Mulțumesc. Vreau să o scurt răspund legat de asta, de moralitate. În 90, când am intrat în politică, credeam că sunt de partea binelui. Noi suntem de partea binelui și cei din fața noastră sunt de partea răului. Încetul cu încetul, diferențele astea au început să se stopeze. Eu pot să vă spun cu mare amărăciune astăzi, că în România nu mai suntem împărțiți între morali și imorali, ci pe clasa politică planează o anumită amoralitate. Adică nu mai există repere de natură morală. Ca să, pentru că cel care este imoral, e imoral pentru că există un reper moral. Moralul e moral pentru că se opune imoralității. Din păcate, suntem ca stare de imponderabilitate cosmică, în care nu mai știi care e sufletul și care e josul, suntem într-o stare de amoralitate. Adică, dacă eu urăsc, îl merită să urăsc. Dacă el mă urăște, e rău. Dacă de la mine pleacă, e trădător. Dacă la mine vine, s-a dumirit. Și așa mai departe. Avem nevoie de un proces de exorcizare, un proces de luciditate a întregii națiuni. De aceea, răspunsul la întrebarea dumneavoastră e mult mai larg și depășește țara asta. Uitați-vă cu moțiunea de cenzură ce se întâmplă. Dacă nu merg partidele, e clar că nu pic. Acum intră în joc o altă mașinărie. De șantaj, de intimidare și opinia publică urmărește, ca la fotbal, să vadă ea, să vedem câți parlamentari le fug piciorul și să ducă în altă parte. Cu alte cuvinte, reușește guvernul prin șantaj și intimidare și cumpărare să se păstreze și de trece cu moral mai guvernul ăla, care folosește astfel de instrumente în ultima zi. Mulțumesc. Da. Mă simt. Domnul Munteanu, vreau să precizați. Da. Mă numesc Munteanu de la Sărin Moldova. Domnule vicepreședinte, așa cum ați spus, știam și noi, am trecut printr-o perioadă de reformare, printr-o perioadă de strângere a rândurilor ca să putem ajunge astăzi aici. Și aș vrea să vă rog ceva, pentru că doamna Luminița Marcica Coșa candidează ca pentru funcția de președinte al județului. Aș dori ca să vă fac o invitație la Sărim Moldova, care de, știu să nu zic mai mult, dar în ultimele legislații a cam stagnat și riscă să pierdă acel nume de perla a Moldovei. Și nu în ultimul rând, de ce v-aș invita, pentru ca să exprimați, cum ați exprimat și aici, rolul și ce face Partidul Liberal și Partidul Alianța ALDE și ce reprezintă, ce are de gând. Plus că am vrea ca doamna Coșa, fost prefect, să spună ce a manifestat și ce a făcut dumneai în timpul când era prefect, ca începând de la Onești până la Ghimeș
eu zic că ar ridica așa apetitul celor pentru ca să voteze pe doamna și să arate că ALDE totuși e un partid, cum ați spus dumneavoastră, care și-a văzut de lucru și de treaba lui și merită să primească voturile cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Munteanu, aici o să vă răspund eu. Da, e adevărat că mare parte a mandatului meu și dacă o să vă uitați, am astăzi în fața dumneavoastră un filmuleț de prezentare pe care vă puteți uita cu toții. Conține 2 minute acest filmuleț. A însemnat inclusiv inundațiile de la Slănic Moldova. Așa este. E adevărat că trecerea mea prin Slănic Moldova și prin nenumăratele adrese pe care le-a făcut Guvernul României, au făcut ca astăzi lucrurile să se mai îndrepte puțin, nu în totalitate, nu cât mi-aș fi dorit în localitatea Slănic Moldova. Uitați-vă, acum pe ecran, sunt drumul DN12A la intrare în Slănic Moldova și inundațiile care au fost în Slănic Moldova. De asemenea, după cum ați văzut, a fost și contribuția mea la căsuțele modulare de la Slănic Moldova, împreună cu domnul colonel, care întâmplarea face să fie astăzi în sală și iată de aici, dumnealui este candidatul ALDE, legându-ne o prietenie, dacă vreți așa, legată prin suferință. Și bineînțeles, alături de dumneavoastră la Slănic Moldova. E adevărat, cu zile, cu nopți petrecute în orașul Slănic Moldova, pentru că, așa cum știți, în perioada mandatului meu, orașul Slănic Moldova și municipiul Moinești au fost într-adevăr afectate de inundații. În filmuleț se văd doar asta pentru presă, doar câteva din acțiunile mele la care mare parte dintre dumneavoastră ați participat. Și aici mă refer la eradicarea pestei porcine și personal am o mulțumire pentru că pe perioada mandatului meu nu a fost pestă porcină și țăranul român, dacă pot să-i spun așa, nu a fost văduvit de instituțiile statului pentru a se intra în curte și a i se ridica animalul. Știm cu toții că în partea de est a județului sunt gospodării care trăiesc din creșterea animalelor. Eu sunt mulțumită și iată, nu este o laudă, dar după plecarea mea din prefectură, după plecarea mea din președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, județul Bacău s-a încălzit de pesta porcină. De asemenea, știți cu toții, am participat la campaniile, am fost alături și de societatea civilă, participând la campaniile de donare de sânge, gătim pentru oamenii străzii. Eu spun că am reușit, ca și prefect, să acopăr toate domeniile de activitate și de a fi de cetățeni. De asemenea, mi-amintesc cu drag atunci când toți parlamentarii județului Bacău, împreună cu toate sindicatele din județul Bacău, au fost chemate la instituția prefectului pentru acele modificări legislative. Timpul o va demonstra și sper ca cetățenii județului Bacău să culeagă roadele împreună cu sindicatele în care sunt reprezentanți ai acelei întâlniri. Mulțumesc, în rest, dacă aveți întrebări, așa cum mă știți, sunt o persoană deschisă, vă stau cu drag la dispoziție. Mulțumesc! Echipa ALDE și-a dat astăzi startul în campania electorală, spunem noi, cu un bun început. După cum vedeți, în jurul meu sunt
candidați ai echipei ALDE cu șanse reale de a fi următorii primari în localitățile lor. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, cu mândrie și cu bucurie, vă prezint pe doamna Leghe de Angela, candidat și actualmente viceprimar la Comuna Cleja, pe doamna Postolache Lenuța, viceprimar și candidat cu șanse reale la primăria Târgu Trotuș, pe domnul în dreapta mea, un vechi membru ALDE, cu șanse reale la primăria Răchitoasa, domnul Oprea Florin Armand, subsemnata la președinția Consiliului Județean împreună cu echipa mea, de asemenea, în stânga mea, cu șanse reale la primăria Bucium, domnul colonel Mihalache Ioan și, nu în ultimul rând, cum îmi place mie să spun, cei din urmă vor fi cei din tâi, o membră mai nouă în organizația noastră ALDE, doamna Sica Blaga, președinta ALDE pe organizația SASCUT și candidata noastră la Consiliul Local. Îndemn toți cetățenii județului Bacău, care știu și cunosc activitatea mea de prefect, care m-au cunoscut și m-au văzut la porțile lor în momente grele, să fie alături de noi pe 27 septembrie. Vă mulțumesc!